Cei trei suspecți, doi din Hunedoara și unul din Brăila, au încercat să sustragă bani din 10 bancomate până acum. Aseară ei au fost prinși în flagrant în timp ce încercau să scoată bani cu ajutorul unui dispozitiv improvizat dintr-un ATM din centrul Craiovei. Cei trei sunt bănuiți că în perioada 2-16 octombrie anul curent au încercat să sustragă prin forțarea fondului de eliberare numerar mai multe sume de bani din ATM-uri din Craiova și orașul Filiaș. Cei trei suspecți vor fi prezentați magistraților parchetului Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru tentativă de furt calificat.